și spun, stai, potolește-te. Niciodată n-am să fiu așa, cum, ce nu-și poate spăla părul? A fost o perioadă grea, pentru că nu eram eu pregătită, probabil așa a decis Dumnezeu. Aveam stresul ăsta, număram în fiecare lună zilele până la ovulație. Cu 9 ani în urmă, asta era privit un pic... Cum așa? Egoiști? Iată, aici am frustrarea mea de mamă. Prin subtext, nu știu cum ai atins un subiect care pe noi femeile ne doare foarte tare. Nu vreau să-i expun în exces, încât ei să sufere în mediul lor. Soțul are 3 feluri de mâncare pe care le poate găti. Deci, păi, mami, există așa în Google că pui și omul vorbește și îți traduce. Salutare tuturor! Astăzi am ieșit din oficiu pentru că avem o ocazie specială. Astăzi o să o cunoaștem pe Sabina Rusnac, cea care ne-a înnebunit cu rețetele ei gustoase și delicioase. Are peste 120.000 de urmăritori în comunitatea sa și de fiecare dată ne aduce noutăți. Vrem să o cunoaștem pe Sabina, cum este mamă, cum este food blogger, cum reușește să le îmbine pe toate și mai nou și-a deschis propria afacere, Salatera. Doamne, dar eu nu știu nimic ce spun. Nu știu ce spun. Nu trebuie să inventez nimic. Exact ceea ce știi și cine ești. Aleluia! Dăm startul, dar cred că Sabina are emoții, dar și eu zic, dar... Da, este o leacă. Emoțiile trebuie. Sabina, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să vii la interviu Mama Sita, pentru că mie, de fapt, am înțeles că nu prea dai interviuri și numai cu ocazii speciale. Știu că în viața ta s-a întâmplat o schimbare, ți-ai deschis propria afacere, Salatera, așa că mersi foarte mult că ne-ai invitat chiar aici, în inima Salaterei, să gustăm din bucate și să savurăm o companie plăcută, mai ales proprietară. Deci cu nimeni alta, dar Sabina Rusnac, cea care ne amețește ochii și mințile cu diferite gustoșenii, că eu zic, Doamne, câte femei weekendurile au noroc de tine, că tu le inspiri cu toate rețetele tale. Da. Mulțumesc în primul rând eu pentru acest interviu și pentru posibilitatea de a mă prezenta aici. Eu cred că toți urmăritorii tăi, pentru că tu ai destul de mulți, peste 120.000 de urmăritori, asta este un număr wow, mare, impresionant, vor să te cunoască mai din aproape, știi, să cunoască cine este Sabina Rusnac, ce face ea, cu ce se ocupă, care sunt hobby-urile ei, cum a născut, cum a fost sarcina. Eu, știi cum, să vedem întreaga traiectorie până momentul de astăzi, știi, până ai ajuns aici. Așa că o să încep cu un blitz scurtuț. Eu încep fraza, iar tu o termini. Ok. Așa. Mamacita, mamacita, que bonita. Sabina Rusnac, de profesie, este? Marketolog. Deci niciodată n-aș fi gândit că tu ești marketolog. Da, asta am studiat. Eu, de fapt, am făcut facultatea de limbi străine și un masterat în marketing și comunicare. Și cumva ăsta cred că a fost domeniul foarte apropiat de sufletul meu, marketingul. De asta știi foarte bine să-ți vinzi produs, știi, în sensul de video-uri, știi cum să-l faci. Da, da, da. Și am mai auzit că mulți vloggeri care au făcut marketing în spate au această abilitate, știi? Probabil, dar eu cred că la mine vine din, nu știu, din adolescență. Mereu am avut un simț al esteticului, îmi place mie să spun și să cred. Și am fost pasionată și de nutriție, și de mâncare. Nu pot să zic că, uite, am făcut marketing și după aia am zis că hai să vând ceva. Da, să fac ceva care, hai să mă bag da, și pe pagină nu, și pe tot piață. Tot a venit natural, a venit absolut natural. Nu, de fapt, asta și se întâmplă, că oamenii învață meserii, nu știu de care, și oricum au avut un hobby din copilărie, da. Și asta este vocația și meseria lui peste ani, știi? Exact. Eu în școală eram persoana care scria gazeta școlii, când era vorba de creativitate, serate școlare, mereu eram aceea care participa la dansuri, eram prezentatoare la diferite evenimente din școală, adică îmi plăcea să scriu, să scriu compuneri, esee, la literatura română eram locul întâi. Da, asta se vede. Deci eu când am văzut-o prima dată, impresia, știi cum, vizual ne cunoaștem cu Sabina, ne mai vedem prin oraș, dar personal noi n-am stat niciodată să discutăm și mă uit. Deci
Știi cum? Totul la patru aci, totul combinat perfect, nu mai mult de trei culori, manicura perfect, părul aranjat perfect. Da. Asta știi cum zic, pentru multe femei este un exemplu, pentru că îmi dau seama cât de important este să vedem așa femei frumoase prin oraș. Știi, și deodată, fetițele alea mici, știi, când 8, 9, 10 ani, uh-huh, iată, când văd asemenea femei, asta este, nu știu cum... Ca un standard? Nu e standard, e o sursă de inspirație, știi? Uh-huh. Ți se memorează pe retină, ți se întipărește pe retină, okay, așa imagini, știi cum frumoasă, gingașe. Mă copleșești. Sabina adoră să... Să gătească. Gingă. Să citească, să fac spa, saună și, nu știu, astea sunt primele care mi-au venit. Sună bine. Spa, saună, gătit, citit. Da. Ele parcă și rimează. Așa. Faima din online ți-a dat posibilitatea să... Cunosc cât mai mulți oameni interesanți și... Da, asta. Oamenii pe care i-am cunoscut sunt marele avantaj pe care l-am avut în primul rând din online. E foarte plăcut, iată, în ziua de astăzi, discut cu femei care știu că mă urmăresc de la începutul blogului. Și cumva, asta sunt deja 5 ani de când eu sunt food blogger, de când am site-ul. Și e foarte plăcut pentru că atât eu am evoluat, cât și ele. Și cumva e un sentiment. E frumos. Ai inspirat pe cineva să facă blogging? Nu știu. Nu știu, dar din câte îmi spun fetele mai tinere, le inspir, ele vor să devină ca mine. Eu nu știu exact ce văd ele, dar îmi scriu că ar vrea să devină ca mine și când le întreb, spun să fiu îmbrăcată la patru ace, să fiu o mamă bună, să fiu o femeie de afaceri, ceea ce pentru mine, sincer, încă sună foarte străin, aș spune, pentru că eu nu percep salatiera ca o afacere. Ea este o afacere, dar eu nu o percep așa. Este sufletul meu aici, adică, na. Ești căsătorită de câți ani? Ce întrebare! Ce întrebare complicată! Îți vine exact 14, după 14. Ești tu de tineric iesă cât ai căsătorită? Da, la 21 de ani. Ulala! Da. Deci, 14 ani? Eu care am acum, vara asta fac 7 ani, știi, stau și mă gândesc, zic, pare o viață, așa? Da, și îmi pare foarte mult, dar 14 ani, atâtea lecții de învățat, atâta... Da, și au trecut foarte repede, asta este un semn bun. Asta e bine. Te-ai văzut mereu mamă de câți copii? 3. Deci, înseamnă că... Nu. Nu. Deodată așa tot tai franc, știi? Da, deci uite cum stau lucrurile. Eu vin dintr-o familie cu 2 copii, mai am o soră mai mică, și toate rudele noastre, deci, au 2 copii. Rudele de pe linia tatălui, de pe linia mamei sunt mai numeroși, dar cumva, iată, noi am crescut cu standardul că 2 copii este ok. Soțul, în schimb, este unul la părinți și pe linia lui, practic, toți sunt câte unul, inclusiv mama lui este din, deci, da, bunelul, la fel, adică din familie cu câte un copil. Și pentru el, 2 este standard, 3 este foarte mult. Când ne-am căsătorit, eu ziceam că aș vrea să avem 3 copii și am născut 2. Și iată, acum recent, al treilea. Deci salatiera este ultimul meu copil. Am înțeles. Da, pentru că diferența dintre mine și soțul meu este de 10 ani și el mi-a spus așa că, uite, eu vreau să fiu tată tânăr pentru copiii mei, eu vreau ca să joc fotbal cu ei, să ies la plimbări, să ies cu bicicletele. Și cumva el consideră că nu mai este suficient de tânăr pentru un al treilea copil. Știi tu, nopți nedormite și vacanțe. Stai. Eu aici vin cu contraargumente, știi? Pentru că eu de asta m-am asita, pentru mine cumva nu doar este un interviu, dar este și uneori și o discuție. Deci, soțul tău relativ este încă foarte tânăr, deci nu are 40. Corect. Nu, el are 46. Soțul meu la 46 abia s-a căsătorit. Ok. Ca să înțelegi. La 47 a devenit, nu, la 46 a devenit tată, pe Cassandra am avut-o și la 49 Dragomir a apărut. Deci încă nu 3 poți face, încă 4.
Nu știu, deocamdată ne limităm la salatiera, sincer. Adică după ce am startat salatiera, mulți mă întrebau când următoarea locație și așa mai departe. Și eu exact așa m-am simțit, ca o mamă care nu mai a născut, copilul are o lună și lumea întreabă când a doilea. Iată, da. Cam așa și aici. Adică, nu știu, cum o să vrea Dumnezeu, am spus. Dar eu m-aș vedea mamă de 3 copii. În viață ți-a reușit să... Filozofică. De la Iulia. Aceasta este întrebare de la Iulia. Vai, mi-e foarte greu. Mi-e foarte greu să răspund pentru că eu, nu știu, mi-a zis odată cineva că eu nu mă pot vinde pe mine. Adică eu nu mă pot lăuda, eu nu mă pot mândri cumva cu realizările mele. Să zicem că mi-a reușit să fiu o mamă echilibrată. Da. Cred că eu reușesc să fac lucrurile. Acest subiect îl dezvoltăm după Blitz, da, la capitolul mamă, pentru că pentru asta mă interesează, okay, și ne interesează cum ești tu ca mamă și cum le reușești pe toate având atâtea activități. Așa. Încă nu ai reușit să faci, dar visezi la... Visez să ajung în Italia. Cred că toată comunitatea mea știe deja. Tare îmi doresc să vizitez lacul Como și împrejurimile. Și, în general, mie îmi place bucătăria italiană, este preferata mea și cumva este paradoxal că eu, și ca food blogger, încă nu am ajuns în Italia să gust bucătărie, mâncare autentică italiană. Că tu încă n-ai pășit pe tărâmul italian? Nu, am fost în multe țări, dar în Italia nu. Eu cred că pe tine asta o să fie revelație în momentul în care o să mergi prin zonele alea de nord, unde nașii mei sunt acolo, uh-huh, și când am gustat din niște chestiuțe din al lor, care sunt relativ foarte ușor de gătit, da, dar știi, ai orgasm gastronomic. Abia deci astea urmează. Întrebare, ce aștepți de la acest interviu? Sau... Ce aștept de la acest interviu? Ce întrebare asta? Nu știu. Aștepți ceva? Cum impresiile? Poate să fiu cunoscută de mai mulți oameni. Asta, da? Cu siguranță. Da, ok. Nu știu, să mă descoper pe mine. Sunt sigur că o să îmi puneți întrebări interesante și... Eu, cu această ocazie, eu închid blitzul. Deci, uh-huh, la mine s-a închis blitzul și trece mama care pur și simplu are o leagă de experiență, nu ca a ta. Okay. Dar înainte de toate, partenerii noștri de la Aven, wow, au pregătit și pentru tine un mic cadou. Uh-huh. Tot ce e nevoie pentru a pleca la mare. Deci, super, eu sunt sigur că fără apă termală, copiii și tu nu o să te descurci. Cremă de protecție solară și încă o surpriză. Mersi, Aven, că ați avut grijă de noi. Mulțumesc mult, am un motiv în plus, merg la mare. Da, în Italia. Da. Hai să luăm așa mai ușor, deja eu gata, blitzurile am terminat, eu simt că deja sunt în păchia mea. Tu, Sabina, deci ai început, de unde această pasiune de a găti? Pentru tine a venit pe mediul online, să faci food blogging, să te descoperi, să te autodezvolți, mai ales în acest domeniu care... Multe femei aleg beauty, aleg sport, aleg altceva, dar tu ai ales anume food blogging-ul. Eu cred că el m-a ales pe mine. În primul rând pentru că pasiunea de a găti la mine vine din copilărie, din adolescență. Eu vedeam mama mea gătind foarte mult, foarte gustos. Mama mea era persoana care îi se încredințau torturile, clătitele la nunți. Știi cum înainte, da, se delegau așa sarcini. Plus, pe atunci, mămica avea cărți de rețete, da, în color, da? Deci erau alb-negru și fără poze, dar mămica avea o carte galbenă scrisă în rusă cu poze color și eu deschideam și spuneam, da, putem să facem asta, dar putem să facem cealaltă. Și iată, asta a fost în copilărie ce am văzut eu. Și ulterior, pe la 18-20 de ani, s-a născut mai aprig așa dorința de a găti, din dorința de a mă menține tânără. Iată, sincer, la mine pasiunea asta și motivația de a găti era ca să mă mențin tânără. Pentru că am dat de niște cărți, la fel cumpărate de mămica mea, în care era descris anume importanța alimentației sănătoase, sucurilor, de legume, de fructe. Bine, acum am altă părere despre cele de fructe, dar anume de legume, de morcov, ceaiuri, de urzici. Deci și eu la 20 de ani, ca să înțelegi, mă duceam la facultate cu ceai de urzici.
fetele beau cola, Fanta, Sprite, dar eu beiam ceai de urzici, pentru că citisem eu că curăță sângele și îți face pielea mai fină, mai curată, mai nu știu cum și atât. Tot de acolo am început să mă informiez. Nu ai fost influențată, spre exemplu, de colegi că deci trebuie, dar pentru ce? Nu. Sau invers, tu să le influențezi să meargă și ele cu ceaiul de urzici pe la facultate? Nu, atunci n-am reușit, dar nici nu m-am străduit. Deci eu știam ce vreau eu pentru mine și pentru mine nu conta ce gândește lumea. Scuze-mă, un aspect poate care nu contează, dar ești din oraș sau? Nu, din suburbie. Din suburbie. Din raionul Ialoveni, satul Zâmbreni. Că ai foarte multe din asta, dacă mama gătea, dacă făcea mâncare pentru nunți și de regulă ele nu prea se făceau la în oraș. În oraș. Exact, așa, era în sat. Și atunci e totul clar cumva, cunoști foarte bine cum e să trăiești acasă, la țară. Da, și îmi place la sat. Adică îmi place o viață la sat, trăită în apropiere de oraș. Iată, cumva... Vrei să îmbini orașul urbanul cu ruralul? Nu neapărat este cazul meu, pentru că noi locuim deja la casă la sol, casă, și este în oraș, dar este într-o zonă foarte liniștită. Toți care vin la noi spun că parcă e în sat aici la voi, adică nu s-aud cucoșii, dar multe păsărele, case la sol și e liniște. Ai și găini? Nu. Îți imaginezi? Deja tot eco-bio de la tine de acasă pentru salatera se pregătește. Ar fi frumos, dar nu este real, pentru că e foarte multă muncă la sat, la casă, la sol, la fel. Deci multă muncă, implicare și cu un job, cu o afacere, este imposibil să mai faci față și acasă. Adică... Tu recent ai vorbit despre soțul tău că ai o diferență de vârstă. Da. Care sunt avantajele și dezavantajele acestei relații? Îți pun această întrebare pentru că des și eu sunt întrebată și chiar sunt curioasă cum cele care s-au ciocnit cu astfel de situații. Sunt foarte multe avantaje. În primul rând, experiența de viață pe care el o are. Împreună cu el și eu m-am maturizat foarte mult și foarte devreme, aș spune, adică eram mai matură decât fetele de o vârstă cu mine încă pe la 23-24 de ani. Deci asta e experiența. Sprijinul pe care mi-l oferă este incomparabil, cred, cu... Nu știu, așa eu cred. Ca dezavantaje este că poate uneori trebuie să mai tragi din urmă, să-i spui, hai să fim mai activi, hai să facem asta, cealaltă. Adică la început când ne duceam în vacanță, el mereu dorea o vacanță super leneșă, ca să stai pe șezlong toată ziua și la all inclusive de dorit. Eu în schimb doream, hai în excursii, hai să vedem una, hai alta. Și nu știu dacă asta ține doar de vârstă, probabil și de temperament, că nu aș cataloga gen toți bărbații mai maturi, adică sunt lipsiți de energie sau de dorință de a vizita. Nu e așa. Dar la noi cam așa a fost. Curioasă chiar după temperament, care din voi doi este mai aprins sau mai așa? Cred mai... că eu. Mai impulsiv, mai... Dacă tu pentru mine pari un om super de echilibrat și calm, deci soțul tău este și mai, da, mai liniștit. Da, nu știu dacă eu sunt atât de echilibrată, dar el este foarte calm, echilibrat și mă ajută și pe mine. Deseori discutăm o situație și eu sunt cea care spun, păi nu, hai să facem invers, hai așa, nu, dar cum așa? Și spun, stai, potolește-te. Și îmi explică un pic perspectiva lui și atunci eu zic, ok, cred că ai dreptate. Și asta este partea frumoasă a relației. Tu ca marketolog, tu vii cu argumente, deci încercați să nu ridicați tonurile, dar să încercăm, zic, pe asta argumentul. Pe soțul meu la argumente nu-l bate nimeni și asta știu toți prietenii noștri, deci dacă el are o părere, e foarte greu. El tot este marketolog de profesie. Este economist. Gata, clar. Mulțumesc, ideea e clară. Zic, trecem peste, ignorăm, am înțeles, nu mai... Știu că ei sunt destul de aprigi la multe capitole și când vine vorba de argumente, ai dreptate, cred că aici nu îi trece nimeni. Hai să vorbim despre Sabina ca mamă. Deci, cum ea a văzut înainte de a naște maternitatea și cum a fost realitatea? Deci, când am rămas însărcinată, primul lucru pe care eu mi l-am stabilit a fost că eu o să stau un an acasă și după aia la serviciu.
și îmi amintesc, deci eu am locuit foarte mulți ani aici, lângă Parcul Alunielu. Uh-huh. Și când mă duceam dimineața la troleibuz, vedeam mămici, adică dimineața, aproape de nou, vedeam în parc cu coc în vârful capului, deseori cu părul nespălat. Și sincer, eu aveam așa o, să zic, repulsie, da? Ziceam, eu niciodată n-am să fiu așa. Cum? Ce nu-și poate spăla părul? Dar ce nu poate să-și prindă părul altfel? Iată, așa eu gândeam. Și nu știu de ce, consideram că eu stau foarte puțin acasă. Nu știu ce gândeam. După ce am născut, am stat 5 ani acasă. Paradoxal. În primul rând pentru că când Sânduța a împlinit un an, eu am aflat că sunt însărcinată cu al doilea copil și respectiv a urmat... Hai să nu le luăm așa, că știu că noutatea de al doilea copil, când îți vine, te ia pur și simplu pe, pe nepusă, da, masă. Nu. Cum ai reacționat? Cum a Noi fost? Am planificat. Deci, în primul rând, îți povestesc că pentru... Deci, până a apărut Sânduț, n-a fost atât de ușor și simplu. Am avut o sarcină ectopică și... Poate mamele cunosc, eu nu cunosc, dacă poți să ne dai un pic de detalii. Deci, este atunci când embrionul se implantează în afara uterului. Da. Și... Deci a fost foarte... Vezi că m-am pierdut. A fost o perioadă grea, pentru că nu eram eu pregătită. Probabil așa a decis Dumnezeu. Eu lucram, vroiam să mă afirm de plan profesional. În același timp, soțul spunea, hai că trebuie să facem un copil. Și probabil nu eram eu pregătită. Și a apărut sarcina asta ectopică, după care a urmat o mică intervenție, după care a urmat jumătate de ani de pauză în care nu trebuia să concepem. Și ulterior ne-a luat un an să-l concepem pe Sânduț. Deci Sânduț a fost un copil foarte așteptat și de bunie și de noi. Și deci nu reușea. Aveam stresul ăsta, număram în fiecare lună zilele, până la ovulație, până la ciclu menstrual. Și era dezamăgire când vedeam testul negativ. Deci a fost ca un maraton. Și în luna în care am zis, deci dacă nu ne iese luna asta, facem in vitro, da? Facem artificial. Și ne-a reușit. Deci e o dovadă că creierul nostru se programează. Deci atunci când tu aștepți și îți pare că uite, nu mai vezi rezultatul, uh-huh, nu-ți reușești. Și în momentul în care eu ziceam, dacă nu iese așa, atunci o să iasă altfel. Și ne-ai reușit. De regulă se spune că trebuie să și te relaxezi, știi? Când îți dorești ceva asta foarte mult și nu, da, nu o să-ți reușească. În momentul în care nu mai vrei asta, o să vină de două ori mai mult, știi? Și am zis, dacă nu ne reușești așa, o să fie pe altă cale. Și iată atunci, probabil, m-am și relaxat, uh-huh, și ne-a reușit. Și deja la al doilea copil, noi am mers pe același scenariu, ne gândeam că e, cine știe cât o să dureze, da, o să dureze, cât o să trebuie să lucrăm. Și Ana a venit după două luni de lucru. Tu ai două fetițe? Nu, fetiță și băiat. Băiat și o fetiță. Primul băiat, Sandiel, da, și da, Ana. Ana. Ce frumoase numele. Ana. Alexandru și Ana, deci da, sunt nume românești, așa le-am ales. Când le-am pus numele, bunei erau cam, cum așa, Ana, mai ales la Ana. Dar la modă, Bianchi, Șmianchi. De asta și zic. Tot. Și Ana a fost, chiar și din rude, erau Ana, Ania, Anica, adică așa nu, erau. Ana sună foarte... Da, așa am zis, nu, Ana e... Bun, nașterea a fost ok, deci fără peripeții, fără... Cezariană planificată, ambii copii. La primul așa era recomandat de medic, pentru că avea cordonul de mai multe ori în împrejurul gâtului, plus eu mereu eram micuță și copilul stătea așa de înghesuit acolo că n-avea cum altfel și medicul a zis cezarean recomand, iar la al doilea, deoarece era diferența foarte mică, un an și 8 luni, uh-huh, deci nu mai puteam să nasc natural, erau riscuri și a fost la fel cezareană planificată. Am înțeles. În sarcină, pentru că majoritatea mamelor sunt foarte curioase, câte kilograme adaugă mamele în sarcină? Mm-hmm. Tu cum ai fost? La prima sarcină vreo 14 kg și la a doua vreo 16.
De ce ai fost în limitele normii? Nu ai depășit absolut cu nimic? Nu. Asta e frumos. Le-ai dat jos repede? Ai... Relativ. Relativ, dar cu sport și cu efort. Adică nu așa de la sine. După prima naștere, așteptat 3 luni, după care am început să merg la sport. Tu îmi pari o femeie foarte echilibrată și calmă, am mai repetat asta. Cum, ca mamă, cum îți reușește să păstrezi calmitatea asta? Pentru că, având doi copii, la o diferență atât de mică, nu este atât de ușor. Eu știu că sunt situații în care îți vine să le ieși tot, să ții lumea în cap și să o ștergi din gara. Au fost foarte multe, dar eu nu mă jenez să spun că eu am avut parte de ajutor. Ar fi păcat să mă plâng. După prima naștere, deci mama mea a stat 5 luni acasă, deci să zic că mama mea pleacă peste hotare și după ce am născut, ea a stat 5 luni în Moldova, timp în care venea și mă ajuta. Mama soacră m-a ajutat foarte mult, deci foarte mult ambele bunici. Și nu am fost atât de, să zic, obosită de maternitate, de nu am trecut prin depresie postnatală, deci chiar a fost frumos. A fost greu, dar frumos. Deci nici prima, nici a doua nu ai avut parte de depresie postnatală. Nu, dar nici n-am avut timp. Iată, asta stau și mă gândesc datorită cărui fapt se întâmplă, pentru că multe femei spun că au avut depresie postnatală, pentru că nu s-au atât realitatea ceea ce și-au imaginat ele și realitatea care a fost, sau au fost două lucruri total diferite, știi? Și ele nu mai aveam timp pentru mine și mă gândesc, iată, la prima nașterea mea, tot mama a venit și m-a ajutat, a stat învăgătit, a făcut curățenie, eu am stat doar cu Cassandra sau mă odihneam și nici eu nu am avut timp de această depresie postnatală și mă simțeam bine, nu știu cum să zic, împlinită. Poate, cum crezi? Da, influențează pozitiv ajutorul, dar nu înseamnă că n-au fost momente în care m-am simțit deprimată și neîngrijită, urâtă sau... Adică au fost momente și... De ce râzi? Acum să spun. Da. Vreau să mă întorc la femeile care are din parc. Deci te-ai trezit vreodată dimineața să zici da. Că... Da. N-am să uit niciodată când ziceam... Era toamna, da? Și am zis că eu o să-mi spăl părul și o să mă duc frumoasă în parc, dar sunt așa o isterie mi-a făcut. Încât eu pur și simplu l-am îmbrăcat și am zis, hai că mă duc și așa cu părul așa, asta e. Și coboram pe scări și iată aveam momentul despre care ziceam urât, un moment urât în care eu mă simțeam și urâtă și neîngrijită și nervoasă și cu copilul în brațe și trăiam la bloc și cu 3 etaje și nu era ascensor, evident, și cu totul în mână și cu cumpărături și cu copil. Deci au fost momente, dar le-am depășit. Soțul se implică în... S-a implicat. În plimbări, în îmbrăcări, în spălare, copii. S-a implicat pe măsură ce era posibil, pentru că el oricum lucra de dimineață până seara și atunci când venea, se implica. Noi am avut o perioadă mai tensionată în cuplu. Iată, aș zice că asta a fost partea mai negativă, nu atât depresia legată de copil și de maternitate, ci legată de schimbările din relația noastră. Pe la 5-6 luni a băiețelului, când relația noastră de cuplu suferea. Și atunci am luat măsuri, am rugat-o pe mama soacră să rămână cu băiatul și noi ne-am dus pe 5 zile în România, doar noi doi. Și și acum este ceva obișnuit, poate mai multe cupluri fac așa, dar cu 9 ani în urmă asta era privit un pic cum așa, egoiști, dar cum să-ți lași copilul? Nu mi-a păsat. Deci mie mi-a păsat de relația noastră de cuplu, pentru că eu știam că alături de niște părinți fericiți, care se împacă, care nu se ceartă, nu strigă și nu sunt nervoși, și copilul o să crească sănătos. Deci ai fost tu inițiatoarea acestei plecări? 50-50. Deci soțul meu este suficient de matur, de echilibrat și el, încât a văzut că este necesară o mică escapadă în care noi să ne reconectăm, pentru că noi pierdeam conexiunea unul cu altul, deoarece Sânduț a crescut foarte greu sub aspectul că nu dormeam nopțile. Da, el a plâns nopți întregi cu el în brațe și eu și soțul și noi eram atât de extenuați încât nu mai aveam timp de noi și atunci am făcut această escapadă. Da, pentru că, uite, vezi, atunci când apar copiii, tu cumva treci pe planul 2, știi? Și asta se întâmplă
întotdeauna acum stau că mă gândesc când copiii mei sunt mai mărișori, Drago 4, Cassandra 6, după vreo 4 ani deja gata, îți revii la ale tale, la vechiul tău stil de viață, pentru că ai mai mult timp pentru tine. Corect. Dar momentan, ce a fost mai greu atunci când, iată, fetița, băiețelul e primul, Sandel, e primul copil și aduci o surioară acasă. Cum a reacționat el? Foarte greu. Iată, aici am frustrarea mea de mamă, pentru că băiatul meu este exact ca mine la caracter. El a avut nevoie de foarte multă atenție și dovezi de iubire. Limbajul lui de iubire eu l-am înțeles mult mai târziu, din păcate, și poate nu m-am purtat așa cum ar fi fost bine, ca să nu-l traumez. Și el a fost foarte gelos și a făcut foarte multe isterii, foarte multe situații în care nu-l înțelegeam. Dar îmi place să cred că acum noi reconstruim și poate recompensez ceea ce nu i-am oferit în perioada asta de până la 2 anișori. Mai multă atenție, mai multă înțelegere eu ofer acum, așa cred eu. Da, pentru că cineva spune că am trecut foarte ușor, s-a adaptat, dar eu personal nu cred. Pentru că cât de calm ai fi, cât de asumat și nu ai încercat să vorbești, copilul se simte frustrat la un moment dat și el se închide. Undeva la grădiniță nu poate vorbi foarte bine cu ceilalți colegi. Undeva. Și de asta mi se pare că, da, copilul al doilea e important, că e micuț, că are nevoie, dar mi se pare că maximă atenție trebuie să acordăm la ăștia mai mari. Da. Că ei ne înțeleg, ei înțeleg altfel, cum ai zis, de limbajul corpului, să-i întrebăm ce-i doare, să mergem la plimbare. La un moment dat, că și eu observasem Cassandra că nu se simte, am început pur și simplu să stau doar cu ea o perioadă. Iată, jumătate de zi cu ea sau să ne ducem la plimbări doar cu ea, pe drag o lăsam acasă cu bunii ei când am fost în pandemie. E că... Da, Olesia, ai dreptate. Eu am greșit de câteva ori când Sanduț era mic. Și asta din dorința mea de a, nu știu, de a reveni la stilul de viață înainte de maternitate, da? Pentru că eu eram cumva obosită, știi, 9 luni de sarcină, plus eu am stat și la pat, regim de pat am avut în sarcină și după aia l-am născut pe Sânduț, iarăși sarcină, regim de pat, apoi al doilea copil. Și eu, când s-a născut Ancuța, vroiam să revin la sport, vroiam să mă văd mai des cu fetele, deci aveam setea asta de socializare. Și l-am dat la grădiniță mai devreme decât era el pregătit. A fost complicație, se îmbolnăvea foarte repede, 2-3 zile la grădiniță, 2 săptămâni acasă și tot așa. Și eu atunci nu înțelegeam și iată aici aș vrea să o menționez pe mama soacră, ea este și psiholog de profesie și ea îmi spunea, nu da copilul ăsta la grădiniță, el nu-i pregătit. Dar mie îmi părea că 2 ani așa e de mare, pentru că eu îl comparam cu bebele Ana, care avea 2-3 luni și îmi părea că e mare. Iată aici eu am greșit. Dar este important că eu am înțeles prin multă lectură despre psihologia copilului, traumele din copilărie pe care noi le avem. Eu l-am înțeles pe copilul meu din prisma, iată, la tot ce am citit și eu acum reconstruiesc, să zic așa, relația noastră. Tu cumva, așa, prin subtext, nu știu cum ai atins un subiect care pe noi, femeile, ne doare foarte tare și o să vorbesc despre acea metamorfoză care trecem noi de la fete care tinere, care suntem, nu avem probleme, nu avem copii, nu avem responsabilități și aceste 9 luni și treci în altceva. Da. Iată, înțeleg că aici a fost problema, să te accepți pe tine, că tu nu mai ești acea domnișoară. Da. Pentru că prea repede au venit copiii unul după altul și cumva deja erau aproape 3 ani din viața mea în care eu îi petreceam într-o rutină monotonă, acasă, copii, scutece, spălat, mâncat. Și era o dorință naturală de-a mea ca să revin la sport, ca să ies mai mult în oraș. Sau, era atunci ceva. Instagram-ul încă nu era? Abia începusem. Începuse abia Instagram-ul? Da, deci Instagram-ul a apărut... 2015 undeva. Da, 2015, cam prin iunie.
dar începusem să postez din decembrie 2016. Da. Cam atunci începusem. Da. Și eu tot n-am cochetat cu Instagram-ul atunci, eu în general și acum nu zic că uneori am să lăs tot și mă apuc normal de meserie să fac, să montez, să lucrez. Știu așa ceva. Da, pentru că e obositor uneori și uneori zic, băi, dar pentru ce? Știi? E solicitant. Solicitant, da. Da, și iată acum eu de când am deschis Salatiera, am mult mai puțin timp pentru content, dar înțeleg că comunitatea mea așteaptă și cumva uneori simt o presiune. Și soțul când mă vede spune, nu-ți, dacă eu mă plâng, de exemplu, nu am postat o săptămână nici o rețetă nouă și soțul îmi zice, nu-ți fă grijă, oamenii au ce mânca, sunt o mulțime de alte bloguri, lasă că ei o să mănânce și fără rețetele tale. Nu, eu n-aș fi ca soțul tău, eu aș fi spus, filmează două deodată. Nu poate spune așa, pentru că el știe ce ritm am, câte sarcini, responsabilități și... E destul de complicat. Ne întoarcem încă înapoi un pic ca să le luăm pe rând. Când ai simțit așa un fel de, gata, am trecut etapa cea mai complicată din maternitate? Din maternitate, probabil când și Ana s-a dus la școală, da? Și cumva am simțit că am deja copii mari, mai independenți, merg ambii în același loc, pentru că 2 ani Sandu mergea la școală în centru, Ana la Buiucani, la Durlești, mai bine zis, și era mai complicat. Dar iată, din clasa 1, de când ambii au început să meargă în același loc, eu am simțit că lucrurile s-au simplificat un pic, copiii mei sunt mari, merg la școală. S-au simplificat și că nu mai sunt atât de multe viroze. Da. Au fost bolnovicioși copiii sau așa? Băiatul, da. Pentru că el, ca să zicem, psihosomatica a zis că... Foarte corect, da. Deci da. Ei sunt cei care... Eu pe Cassandra abia acum o simt mult mai bine, mult mai... Câte chestii a săraca ascuns pentru că a apărut să Dragomir. Dragomir a fost, în schimb, iubit de toți. Da. Pentru că în pandemie, nu știu cum voi... Ce ați făcut voi în pandemie? Ești curioasă ca să... Nu ne-am plictisit. Ca și blogger am avut foarte mult de lucru, aș spune, pentru că erau diferite oferte, rețete, promoții de anunțat, deci nu m-am plictisit deloc. Acele 2 luni de lockdown pentru mine au fost atât de obositoare și vroiam mai repede să revin la serviciu și să mai stau acasă, că era mult. Așa. Noi am fost la țară, noi ne-am dus acolo la părinții mei, la Șoldănești. Noi am stat într-o idilă, știi? A, ce frumos! Părinții, mama gătea, noi ne plimbam pe stadion, alergam. Aha. Deci a fost... Da, știu că cineva zic că a fost foarte dificil perioada izolare, aia de COVID, da, izolarea. Noi am ales altă... Eu după 2 săptămâni de stat în oraș, eu am zis că nu, eu nu vreau aici, eu plec. Eu mă duc, nu-mi trebuie. Instagram-ul, ca să mergem... Ai vorbit și despre Instagram. Instagram a început să îți vină ca o sursă de venit sau ca și mai mult ca și pasiunea ta? A fost o pasiune mai degrabă care a început să aducă venit, dar mult mai târziu. Mulți își imaginează că dacă o să pornească un blog, în 2-3 luni o să înceapă să facă bani și asta este greșeala. În cazul meu, eu am avut un an de blogging până când a început să vină oferte. Și prima mea colaborare, de când nici nu mă așteptam că aș putea să semnez un contract, a fost cu Metro. Da, ei au avut încredere în mine de când eu aveam 6.000 de urmăritori. Și eu nici nu visam că să ai 6.000 și poate să-ți vină o ofertă și încă de la Metro. Și după aia, cred că real am început să simt un pic sursa de venit după 2 ani. Mm-hmm. Da. După vreo 2 ani de muncă și dedicație. Da, pentru că dacă cineva crede că vloggingul nu e muncă, aici e foarte mult muncă. Deci trebuie să depui timpul tău, inspirație, ai dispoziții, tu nu ai dispoziții, tu trebuie să lucrezi, trebuie să dai content și cumva e destul de... Să fii consecvent. Deci nu poți așa, o săptămână postezi, o săptămână nu. Deci trebuie să fii consecvent. Să dai măcar 2 rețete pe săptămână. Deci la volumul de conținut la care suntem expuși astăzi, eu cred că 2 rețete pe săptămână este suficient. Acum adică, vii cu Salatiera și o rețetă de-a ta. Nu prea postez despre Salatiera în feed, în reels, deci aș putea să fac mult mai mult, mi-a zis cineva, dar eu vreau să fac o selecție naturală din publicul meu care adoră Salatiera și s-au abonat pe profilul Salatiera.
acolo să urmărească conținutul despre salatiera. Deci în feed să-i las pe oameni să consume rețetele și pentru ceea ce s-au abonat. Nu vrei ei să faci publicitate agresivă și mi se pare că ești genul, în general, mi se pare blogul tău ca tu nu te pui tu pe primul rând pe pagină, știi? Cum, iată, eu am gătit, eu am făcut, dar arăți rețeta și tu din când în când, știi? Da, dar știi că asta nu este tocmai corect. Din punct de vedere al marketingului, nu este tocmai corect. Pentru că brandul personal este foarte important în ziua de azi. Chiar și experții în branding personal spun că trebuie să-ți dezvolți brandul, să te faci cât mai renumit tu ca persoană și apoi o să vinzi orice, așa spun ei. Pe numele, ca numele să lucreze da, pentru tine. Da, da. În cazul meu, mulți așteptau că eu o să numesc salatiera, gen La Sabina sau... Chiar a fost și o idee de la agenția cu care am lucrat să se numească La Sabinerii, adică ceva de genul. Da, și a mai fost, parmi-s o idee legată de numele meu și am zis, Doamne ferește, deci ei nu își puteau explica, dar de ce? Și am zis că nu, lasă să fie un proiect separat de numele meu. Chiar și site-ul meu cu rețete nu se numește Sabina Rusnac, ci bobulverde.eu, adică... Așa am fost eu. Dar toate sunt așa, nu știu cum, finuțe, salatera, verde. Îți place culoarea verde? Da, da. Se vede, nu? Nu, că bobul verde, salatera și tot verde și... Da. Viața ta personală și blogul. A fost ușor să încadrezi familia în blogul tău de pe Instagram sau care e reacția celor de acasă? Până pe la 2000 de urmăritori, eu nu m-am arătat nici pe mine. Da. Și eram de părerea că oamenii trebuie să urmărească profilul pentru rețete și nu neapărat să știe cine este în spatele lor. Și am înțeles cât de mult interes era față de cine, dar cine e fata asta? Și a crescut și numărul de vizualizări și de like-uri după ce eu am apărut și am început să fac story, să vorbesc. Pe copii am arătat mult mai târziu, era principiul meu personal, deci nu vroiam să-i expun. Acum îi arăt, nu foarte des, pentru că simt că uneori îi deranjează și îmi spun că, uite, colegii de clasă au văzut cum ei se trezesc, cum ei mănâncă, cum ei... Și ei se simt închisiți un pic. O, îi urmează, cred că, și noi asta. Da, și... Sau dacă și-a cumpărat o rochiță și după aia se duce la școală și colega îi spune, dar eu am văzut rochița ta și tare mi-a plăcut. Sau... Și cumva nu vreau să-i expun în exces, încât ei să sufere în mediul lor. Cu soțul a fost cel mai complicat, pentru că el cumva nu mi-a interzis să arăt sau nu copiii. A fost decizia mea, dar el m-a rugat pe el să nu-l arăt. Deci, categoric nu. Categoric și era în primul rând pentru că zicea, eu vreau să mă duc în oraș, dacă vreau nebărbierit, mă duc fără grijă, că nu că o să mă recunoască cineva sau da, să se simtă el complexat. Și nu i-am mers, pentru că oricum l-am mai arătat, oricum cine mă vedea pe mine în oraș îl vedea și pe el, cine mă cunoștea știa cine-i soțul meu și așa mai departe. Și el deja acum se duce la dentist, îi spune, dar eu vă cunosc, la piață poate să-i spună, dar sunteți soțul Sabine și el deja s-a obișnuit. Dar oricum, mă roagă, pe mine mai răruț, dacă trebuie. Și plus la tate, noi nu ne place să facem domn-dva din profilul nostru, să arătăm cum ne trezim, cum ne pupăm. Nu ca mine. Nu știu, dar adică cel puțin nu facem lucrul ăsta, așa este stilul nostru. Am înțeles. Cum a fost și momentul cu popularitatea, momentul în care au început oamenii să te recunoască pe stradă? Ți-au spus ceva? Da, chiar aseară. Eram cu copiii în parc și două fetițe s-au apropiat. Inițial am crezut, am scăpat ceva pe jos, pentru că erau atât de tinere, cred că vreo 16 ani. Și mi-au spus, noi vă urmărim. Și au vrut să facă poză cu mine, iar copiii erau într-o parte și după aia am întrebat, mami, dar ce a fost asta? Zic, păi fetele mă urmăresc. Și ei au zis, ele? Adică așa de tineri, micuțe, zic da. Și mă bucur mult când sunt urmărită de persoane tinere. Asta înseamnă că undeva mesajul meu despre alimentație, despre stil de viață sănătos ajunge la persoane în formare, să zic așa. Și în felul ăsta fac și un fel de educare alimentară, educare
Estetică. Da, estetică. Și estetică, okay. Tot. Știi că mie nu-mi place să mă laud, adică dacă zici tu estetică, nu, da. Nu, nu, eu asta am remarcat și ți-am zis și de la începutul interviului, că se vede că stai foarte bine cu bunul gust, știi, da, la tot. Asta e foarte frumos, că te recunosc și da. Pentru că asta, cum ai zis tu, lucrează personal branding-ul. Scuze că te întrerup, mi-am amintit că am fost la Brașov toamna trecută și trei persoane mi-au scris că cineva, că suntem în același hotel, pe vârful unui munte ne-am urcat și tot m-a salutat cineva și soțul a spus, Doamne, și în România deja. Adică, na. Dar cum a reacționat el la început când pe tine te cunoștea lumea? Nicicum. Pozitiv, într-un fel. Nu, da, nu l-a deranjat, da. Nu l-a deranjat. Hai să vorbim despre un alt bloc, alimentația sănătoasă. Ce nu are Sabina Rusnac acasă? Ce nu o să consume niciodată? Mă zdam își doare. Nu știu dacă există așa ceva. Probabil mulți s-ar aștepta să spun chipsuri. Chipsuri mai cumpărăm, nu eu, dar mai cumpără soțul, mai cumpără copiii. Din asta cred că pentru făină de porumb mai degrabă nachos decât chipsuri sau chiar și chipsuri. Chiar chipsuri, da. Și eu nu le interzic în totalitate, pentru că știu că cu cât o să interzic, cu atât mai mult ei o să dorească să cumpere. Eu pun limite, de exemplu, o dată în lună sau, nu știu, vreo ocazie specială cumpărăm. Și mai gust și eu, din când în când. Da. Asta mă miră că tu gătești, foarte mult gătești. Da. Deci, cum îți reușește să arăți impecabil? Prin control. Adică am niște reguli, da? Deci după ora 7 încerc să nu mai pun nimic în gură. E cam complicat, mai ales vara, fiindcă masa, da? Mai ales cina, este momentul de reuniune. Când ne așezăm, mâncăm, discutăm, după aia ieșim la terasă și hai să mâncăm toți înghețat și e complicat să refuz, dar încerc. Dacă mănânc înghețat, atunci puțin. Dacă fierbem colțunaș, atunci eu mănânc 3-4, deci nu toată farfuria. Da, da, deci tartar. Da, da, și uneori avem farfurie diferită, deci soțul mănâncă asta, asta îi place, eu mănânc asta. Și tu gătești pentru toți separat? Uneori, da. Soțul gătește? Nu. Soțul are trei feluri de mâncare pe care le poate găti. Deci asta este saleancă, cartofi prăjiți și ochiurile. Și ochiuri, da, da. Deci da, da. Mai cunosc unul din ăsta acasă, îți face mămăligă, piești prăjit. Da, da, da. Ochiuri și mici. Da, da, da. Frigărui din astea, da. Nu, 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 ești la frigărui tata, stai mai bine. A, da, ok. Pentru balei cu Instagram. el filmează, el n-are gând să gătească. Fiecare cu talentul lui. Da. Nu știu, mă miră că zahăr folosești sau nu, sau în exces, sau... Nu în exces. Eu, practic, nu folosesc zahăr, dar copiii mei își mai pun zahăr în ceai, desigur, soțul la fel. Dar eu sunt cea care mereu, ți-ajunge, gata, ți-ajunge. Adică mereu încerc să-i controlez. Da, dar controlul ăsta uneori am impresia că la adolescență, pentru că ei sunt preadolescenți, cum tu, iată, când noi vorbim despre belușii, noi vorbim despre naștere, că iată, sunt probleme. Ce înseamnă să ai unul preadolescent acasă? Nu pot să-ți răspund, pentru că sănduț încă este destul de controlabil și ușor de influențat și încă nu avem probleme. 9 ani abia, adică e încă bine. Încă asta este perioada aia de fantastică în care se pune copiii până la 10, iubesc pe toți și da, înțeleg. Și ușor de găsit cheița. Nu știu cum va fi mai târziu. Ce hobby-uri aveți împreună? Vă place să faceți? Cu cine? Cu cine? Împreună cu cine? Copiii. Cu copiii. Lor le place mult să ieșim în parcuri la plimbări, să mergem cu bicicleta. Ana încă învață, dar iată cu sânduț, mai ieșim prin mahala noastră și ne plimbăm și îi place mult. Da. Ce planuri ai tu peste 10 ani? Unde se vede Sabina Rusnac peste 10 ani? Măi, e o întrebare complicată și poate eu am în viziunea mea un itinerar pe care mi-ar place să-l parcurg, dar mie nu-mi place să divulg până când nu ajung măcar aproape de ceea ce
A, deci de genul ăsta ca și salatera, eu, spre exemplu, n-aș fi bănuit că tu ai să o deschizi, dar bănuiesc că tu în interior totul, dar nu știi cum și arată și ce cafea o să fie și ce băuturi și ce mâncare. 2 ani am visat la salatera. Dorința asta s-a născut într-o călătorie în România, în care am văzut un concept de mâncare sănătoasă și mi-am zis, uite, așa ceva aș vrea să vând și eu. Iată, așa să vând eu, să oamenii să descopere că legumele pot fi gustoase. Deci legumă, salată nu înseamnă doar roșii, castraveți, ulei de măsline și atât. Adică pot fi boluri interesante, complicate, sofisticate, ca textură, ca conținut, ca culori. Și iată, de atunci la mine s-a născut ideea asta. Dar a început pandemia și cumva am înăbușit-o, am zis, ei, unde, ia uite ce se întâmplă. Apoi, un pic, și trebuie să recunosc și partea financiară, tot ne împiedica. Deci, înțelegeam că nu suntem pregătiți financiar. Și apoi, parcă îmi părea că am putea să deschidem și a apărut războiul. Deja când toți se gândeau unde să fugă, nu să rămână. Și am mai așteptat încă un an și am zis, nu mai pot amâna. Adică deja era o frustrare că nu făceam ceea ce eu visam să fac. Și acum am o satisfacție enormă, pentru că, să nu fii de ochi, toți ne laud, vin cu recenzii, zilnic primesc câte 3-4 recenzii, fie pe profilul Salatera, fie la mine, cât de mult le-a plăcut și supile și bolurile, și ne laud că n-au mai mâncat așa nici peste hotare, sau vin persoane din diaspora care spun că uite, eu mâncam în locul Y și nici pe aproape cum este la voi și mă bucur că asta este în Moldova. Din România ne cheamă, spun, hai, când deschideți la Iași, la București, adică... Asta abia e un început, așa că de ce nu? Vedem. Copilul tău poate să crească mai mare și mai mare. El trebuie să crească, n-are încotro. Crezi că în ani de zile, iată, tu faci vlogging de mulți ani, oamenii noștri au învățat o alimentație, nu știu cum să aibă grijă de alimentația lor? Da, da. Chiar când am deschis salatiera, mulți îmi spuneau, deci înainte de a deschide, spuneau, dar e o nișă așa de îngustă, pentru că oamenii, oricum, mai ales moldovenii, îi mănâncă prăjeli, aluat, un alt, adică cum o să faceți voi față cu legume și cu salate? Și eu am zis că la noi salatele o să fie complicate, ceea ce omul nu poate reproduce acasă. Mulți mă întreabă, dar se poate rețeta la sosul cu tare? Și eu, în primul rând, este confidențial, nu se dă, în al doilea rând, cum să-i spui omului că în sosul celă de caju intră 15 ingrediente? O picătură de asta, miere de un fel, încă puțin sos de alt fel. Adică e complicat, e un gust complicat, dar de asta își place. Le-ai testat tu în primul rând acasă? Majoritatea au pornit din ideile mele. Da? Deci sosul de caju este pe blog de mult, dar el nu este identic cu cel de la Salatera. Pentru că cremele și sosurile și combinațiile au fost făcute împreună cu bucătarul șef și el m-a ajutat foarte mult să fac acel gust de nereprodus acasă, prin diferite adaosuri. Ea vorbește de la mine, papilele gustative deja salivează, pentru că iată ce înseamnă dacă e pasionată de ceea ce face, da. Știi să... Să crezi. Acuși mâncă. Suntem la MedPark, unde sunt cei mai buni specialiști și aici avem rubrica de sănătate. Astăzi discutăm despre un subiect des întâlnit vara, pe care am vrea să-l evităm cumva, dar din păcate se mai întâmplă la părinți, și anume traumatismele. Astăzi vorbim cu domnul doctor Bogdan Ion. Eu mai puțin cunosc și nici nu vreau să mă ciocnesc cu această problemă cu copiii mei, am 2 copii și în schimb eu în copilărie am avut de toate. Șcăzături și buze rupte și spate rupt și nu rupt, dar tăiat, fel de fel. E adevărat sau e mit că vara traumatismele sunt mai multe la copii sau sunt mai puține? Da, într-adevăr, incidența cred că e dublu, poate chiar și mai mult, în comparație cu anotimpurile de iarnă, toamnă, fiindcă copiii devin mult mai activi, ei au mult mai mult spațiu la îndemână ca să facă diferite îndeletniciri, sporturi sau chiar și o simplă să alerge, să urce prin
în copac, pe ceva, de la înălțime, cum spunem noi, cata traumatismele. Voiam să întreb asta din cauza că părinții nu își asigură copiii cu toate necesare, gen genunchiere, da, una din cauze e asta. Am vrut să specific lucrul ăsta, că dacă copiii ar fi echipați, ar fi o leacă mai simplu. Dar în cazurile noastre, ca mecanism, se întâmplă că cu o trotinetă se folosesc 3 sau 4 copilași. Poate chiar proprietarul trotinetei, el e și echipat, dar într-o minută se urcă alt copil care își... Deci siguranța este pe primul loc, după care, ca să evităm astfel de da, traumatisme. Cum diagnosticăm o fractură sau un traumatism? Diagnosticul la noi în traumatologie este foarte simplu. Este examenul clinic, după care urmează imaginea clișeului radiologic, care și ne denotă tipul de fractură, gradul de deplasare și deja în dependență de imaginea radiologică își survine și tratamentul. Iată, eu sunt părinte, mi s-a întâmplat un incident. Dei Domnul să nu se întâmple. Deci ce fac eu? Vin la Medpark, aici găsesc da, tot de ce am nevoie. Linia fierbinte, da, Medparkul pe traumatologie există, sunt colegii de gardă care se acordă, se diagnostichează, spune la... diagnostichează copilul. Nu toate fracturile sunt operabile, adică marea majoritate dintre însele merg sub tratament conservator, adică se imobilizează mâna, se spune regim, se cheamă copilul. Haideți mai clar să fie, ce înseamnă tratament conservator pentru unii... Adică non-chirurgical. Tratament conservator se imobilizează membru afectat, cu o atelă gipsată, da. Și deja se cheamă pacientul ambulator la între 5 și 7 zi obligator. Noi facem rentgenul control ca să-l comparăm cu primul clișeu. Să vedem, sunt cazuri la antebraț, sunt fracturi secundare prin gips, care mânuța dispărând edemul la câteva zile, fragmentele au risc major de deplasare secundară, chiar și dacă mânuța este pusă în atelă gipsată. Și noi asta lămurim la părinți din prima zi, ei trebuie să fie la curent de asta, că dacă fragmentele se deplasează, nu este exclus că și la 5-7 zi se va pune problema de tratament deja chirurgical. Adică să începi tratamentul de la simplu la compus. Dacă undeva 20% din fracturi de la antebraț, ele se deplasează secundar prin gips și asta noi o privim ca ceva real, care nu e ceva o abatere de la normă sau că noi am scăpat pacientul să ajungă, spre exemplu, nu din prima zi să ajungă la tratament chirurgical, dar la 5 sau la 7. Asta e deci, din literatură. Deci părinții trebuie să urmeze clar da, instrucțiunile ei medicale. Ei sunt înștiințați din prima zi, fiindcă pe urmă vă dați seama că poate să apară o problemă, că de ce copilul nu s-a intervenit din prima zi, dar între 7. Este mai am o întrebare din categorie mit sau adevăr. De multe ori aud, ei, că s-a rupt piciorul iată la 3 ani de zile. Las că o să prinde repede. Eu am aud fraza asta. Adică este adevărat sau nu? Pentru că osul poate să se recupereze la 100%? Da. El se recuperează foarte bine în comparație cu adulți, dar toate fracturile la noi în traumatologie sunt... se tratează după regiuni. Diafiza este mai puțin vascularizată la oasele tubulare și necesită tratament mai îndelungat în atelă gipsată. Regiunile distale și proximale, acolo unde este mai puțin sânge, mai mult sânge, mai repede merg în tratament și... Că sunt vascularizate da, și circulă da, mai activ. Asta e... Cumva nu sunt doctor, dar deja având copii, am impresia că sunt un fel de pediatru din ăsta fără diplomă, pentru că înveți totul din mers. În afară de radiologie, ce metode auxiliare putem să folosim în depistarea traumatismelor? Da, mai sunt metode ca gen tomografie computerizată sau rezonanță magnetică. Noi, la copii, rar punem ca scop așa tip de metode, doar în unele cazuri de fracturi intraarticulare, la gleznă, la articulația cotului, unde sunt fracturi cominutive cu deplasări, care metoda de bază radiologică ne dă
un răspuns mai insuficient. Amplu. Și noi atunci punem întrebarea, deja să facem o tomografie computerizată pentru, de obicei, din ce cauză, la așa investigații procedem, deoarece deja la așa tip de fracturi noi mergem strict pe tratamentul chirurgical din start. Dacă vorbim că prevalează căderile de la înălțime, același topogan care el este deja depășește vreo 2 metri jumate, deja copilul căzând de pe el, soldează cu un traumatism, ca profilactic, să fie alături de ei. Cred că pentru un cuvânt asta s-ar putea dispune să fie, că desori părinți nu vreau să fac, poate să jignesc ca părinți, că fiecare părinte își iubește copilul, dar lăsându-l la 5 metri, 7 metri, el pur și simplu nu este în stare fizic să, în clipa când se întâmplă ceva, să-i acorde sau primul ajutor. Primul ajutor el poate îi acordă, dar de-am târziu, adică să-l împiedici să se întâmple traumatismul, mă refer. Da, și n-am vorbit de la început, spre exemplu, se întâmplă o fractură, părintele vede ce face în cazul în care până a veni serviciul de urgență? Până a veni de dorit de imobilizat membru în poziția în care el este. Nu este nevoie de făcut manipulații, deoarece dacă este o fractură cu deplasare, părinții desori să sperie, nu știu ce să fac. E ok de legat mânuța în poziția care este, fiindcă ei făcând unele manipulații pot să facă chiar și vrând să facă bine, ei fac dintr-o fractură închisă, o fac fractură tip deschis, care mai bine să imobilizeze. De imobilizat mânuța, ca copilul să facă cât mai puțini mișcări. Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile utile. Eu am să știu, trebuie echipați de fiecare dată. Tare mult mi-a plăcut odată, eram cu fetița cu rolele și un tată îmi zice, puneți-i pentru casca pentru siguranță și eu așa m-am simțit, cu toate că sunt o mamă, mă cred eu că sunt responsabilă, da. M-am simțit de asta și după aia i-am cumpărat casca, i-am cumpărat tot, genunchiere, tot le avem la îndemână și mai bine să prevenim cumva decât să ajungem în situații de urgență. Dar dacă ajungem, venim la MedPark pentru că aici sunt cei mai buni specialiști. Vă mulțumesc! Azi, bună. Suntem în secolul vitezei, știi, luminii, da. În care atâtea de multe lucruri se fac, nu reușești efectiv să le prinzi pe toate, da. Să faci tot. Știi, și noi suntem acum ambițioși, că noi vrem să reușim și asta, și asta, și asta, și de asta și apar frustrări la multe mame, că ele nu le reușesc. Eu zic că noi acum trăim parcă time-lapse, adică totul e așa la viteză și noi nu mai absorbim, nu mai procesăm sentimentele, emoțiile pe care le avem, de bucurie, de tristețe. Bine, de tristețe cred că e mai ușor să le procesăm, dar iată de recunoștință și de bucurie noi pur și simplu nu le procesăm, nu le simțim. Trăim la viteză. Copiii tăi sunt la școală. Cum e să ai doi școlari acum? Nu este ușor, dar să zic așa, nu e nici foarte complicat. Noi am optat pentru o școală privată, unde copiii merg de la ora 8 până la ora 5 seara și cumva asta ne permite să ne facem soțul să meargă la job toată ziua, eu să fac toate treburile și respectiv nu sunt în goana aceea după, nu știu, să mă duc să-i duc la o activitate la a doua, la a treia, pentru că ei la școală au parte de foarte multe activități, inclusiv și robotică, ceramică, pictură, dans, not și aici e partea mai sigură. Cum îi motivezi pe ei ca să învețe? Sau ei au asta de la tine, perseverența, să facem lucruri de la A la Z? Nu, e foarte greu să-i motivăm, mai ales că copiii în ziua de azi sunt extrem de greu de motivat, mai ales un copil care are aproape tot, adică tu nu poți să-i spui, hai că dacă o să ai nota 10 la final, adică tu o să primești o jucărie sau nu știu ce, deci e greu să-i motivezi, asta e complicarea, să zic așa. Dacă îi motivezi tu cu mâncarea, cred că îi motivezi și cu învățătura. Nu, e diferit. În primul rând, copiii înțeleg că există inteligența artificială și Google și tot restul și nu văd sensul, dar de ce ei să învețe tabla înmulțire dacă este calculator, dar de ce ei să învețe nu știu ce dacă pe Google este răspunsul la orice.
sau limbi, iată recent îi spuneam, sunt să trebuie să înveți engleza, pentru că o să-ți trebuiască. Uite, o să te duci în America și tu nu o să poți să vorbești în limba engleză. Și el îmi spune, păi mami, există așa în Google că pui și omul vorbește și îți traduce. Și tu nu ai nevoie să știi. Deci el are răspunsuri la tot. Și cu telefoanele, cum stați acasă? Gadgeturile, ești mama permisivă? Te dai telefoane sau nu prea? Mai permitem, da. Din păcate, mai ales atunci când suntem ocupați și vrem să ne lasem pace, spunem, hai, n-ați telefonul, hai, nu mai taci, te rog, 20 de minute că trebuie să vorbesc cu tate sau facem asta și cu regret. Da, la vlog te ajută să filmezi? Nu. Nu vrei să implici să... Am mai gătit împreună cu Anca și le place, dar eu nu vreau ca ei să perceapă asta ca pe o obligație, ca pe un stres, că uite, noi acum ne filmăm. Eu, din contră, pot să pun telefonul pe timelapse acolo într-un colț și ei doar să spună, mami, noi ne filmăm și eu zic, da, dar nu-ți fă griji, noi ne concentrăm aici, pe activitate, pe proces. Eu nu vreau ca ei să crească mari și să spună, ei, mama era mereu cu telefonul în mână. Știți cum, când vorbești cu copilul, dar din coace te uiți în telefon și aici scrii. Și iată, eu încerc să evit asta și când mă întreabă ceva, pun telefonul într-o parte și îl ascult, efectiv ascult și mă conectez la discuții, după aia închid și reiau telefonul. Am zis mai șmechere, mie când mă văd că stau cu telefonul în mână și mă întreabă ceva, drago, faci așa. Ascultă-mă. Deci foarte bine. Da, ascultă-mă. Și eu zic, da, noi suntem cumva mamele care vrem să reușim tot și peste tot. Nu ne reușește de fiecare dată, dar și vrem și copiii noștri să fie lângă noi. După discuția de astăzi, eu știu că mă duc acasă că noi încercăm să ne asumăm mai mult decât noi putem duce uneori, știi? Și asta se referă la toți. Dar te consolează gândul că majoritatea suntem în aceeași poziție, da? Adică eu nu am întâlnit o mămică, indiferent că are o activitate și online sau doar în offline, care să spună că e absolut mulțumită de timpul care îl oferă familie, de timpul pentru ea. Nu. Pentru că în ziua de azi avem parte de atâtea opțiuni și pe toate vrem să le explorăm, încât timpul pur și simplu este insuficient. Adică, de ce trebuie să punem prioritate? Ce este important? În primul rând, dacă sunt copii, înseamnă că pun prioritate pe activitățile pentru copii, în cazul meu. Și după aia restul. Da. Întrebarea, da, sfatul, că despre viața de cuplu deja am vorbit mai sus și de regulă obișnuiesc să întreb multe mame cum este viața de cuplu după apariția copiilor, dar ne-ai spus că ai făcut escapade, așa că am înțeles soluția numărul 1, faceți escapade pe 5 zile în afara țării. Și o să fie totul sau bine. În țară, oriunde, există posibilitatea să mergi într-o vilă în afara orașului sau deci undeva unde să fiți doar voi doi și să vă reconectați. Aș vrea foarte mult ca să dai un sfat viitoarelor mămici sau care sunt mame, să-și înceapă propria lor a face vlogul sau nu, sau cum crezi tu? Ce le-ai spune acum Sabina, având doi copii mari, unul de 9, altul de 7, doi școlari, fiind pe poziția asta, deschizând o afacere, ce sfaturi le-ai dat viitoarelor mame? Viitoarelor mame, în primul rând, le-aș sfătui să accepte ajutor, să se asculte și atunci când simt că au nevoie de ajutor, nu se descurcă, să-l accepte, să-l ceară, pentru că multe femei au impresia că eu am să reușesc, eu tot am să pot. Iată aici, să se oprească și la nivel de afaceri mi-e greu. Eu încă nu mă percep ca femeie de afaceri, înțelegi? De ce mi-e greu să zic? Pasiunea așa e de mare, pentru că asta este pasiune, dar nu afacere. Da, probabil. Mi-e greu să zic. Dar dacă există o pasiune pentru ceva și ai vrea să o dezvolți și să o transformi și online, atunci să facă. Dar să se înarmeze din start cu perseverență, consecvență și dedicație. De altfel nu o să reușească. Și cred că momentan să nu aibă așteptări din astea super mari, să creadă că, mai zis tu, peste în două luni de zile da, îți crește afacerea, da, nu știu da, cum. Da. Nu e nevoie de multă muncă, de multă, cum ai spus, și să nu fie scopul final să facă bani. Iată, când scopul nu este acesta, la final tu reușești. Reușești să aduni și o comunitate calitativă și să te bucuri de proces.
Adică, da. Sabina, eu am avut plăcere să discutăm astăzi. Am discutat într-o oră și despre Sabina femeie, mamă, femeie de afaceri și, în primul rând, food blogger, pentru că așa o cunoaștem. O urmăriți pe Instagram. Cum ai zis tu că e Bob Verde? Nu, că Bob, nu. La mine e Sabina Rusnac. Pe Instagram este Sabina Rusnac. Sabina Rusnac. Deci, da. Și pe Facebook și pe TikTok. TikTok-ul tot l-ai... Da, 8.000 de urmăritori am. Noi suntem din asta... TikTok-ul noi l-am subapreciat, cu toate că TikTok-ul este foarte viral în ultima perioadă. Îți mulțumim foarte mult. Cu drag. Mamacita, mamacita, que bonita. Mamacita.